La Câmpul Lung s-a desfășurat cea de-a șasea ediție a taberei Gazeta Matematică și Viitori Olimpici. Pe lângă lecțiile intensive de matematică, elevii înscriși la acest concurs au participat la mai multe activități sportive și recreative, iar în cadrul festivității de premiere, la sfârșitul taberei, eveniment care a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor C.D. Aricescu, au fost premiați cei mai buni elevi, în funcție de probele la care au excelat. S-au acordat premii celor mai buni elevi pentru întreaga activitate matematică. De asemenea, micii matematicieni au primit medalii și premii speciale pentru rezultatele remarcabile înregistrate la Câmpul Lung. Pentru mânarea medalilor de aur, o să îl poftesc alături de mine pe domnul Radu Cologan, președintele Societății de Științe Matematice, toată lumea îl cunoaște, nu trebuie să insist cu prezentările. La clasa a patra, Robert Dragomirescu. La clasa a cincea, Alexandru Boris Ciocoiu. La clasa a șasea, Sebastian Mihai Simon. Clasa a șaptea, George Picu. Ce înseamnă să ai galerie? Clasa a opta, Paul Târlișan. Clasa a noua, Teodora Simion. Clasa a zecea, Dragoș Manea. Și clasa a unsprezecea, Sebastian Cojocaru. Acestea